Bine v-am regăsit la dialogurile Caiete Silvane online. Astăzi cu publicistul Marin Ștefan. Bună ziua, bine ați revenit la noi. Bună ziua, vă salut. Cu ocazia apariției unei noi cărți a domniei sale, Izgonirea, o carte apărută în colecția Memoria. Un volum care continuă seria cărților scrise de domnul Marin Ștefan. Aici vă arăt Căutătorul de cuvinte și de imagini, o colecție, o antologie de articole de presă scrise de domnia sa de-a lungul anilor și încă un volum apărut tot la editura Caiete Silvane, Amintiri din Zodia Berbecului, publicistică. Ce mai face domnul Ștefan? Da, mulțumesc de întrebare. Văd că scrie cărți. Cu sănătatea vă duc mai rău. În anul ăsta am fost de vreo 6 ori internat în spitale, printre care și la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, unde am fost și operat la inimă, mi s-a schimbat valva aortică și vedeți cât de important e motorul omului. Și cam nu vă lăsați. Nu m-a lăsat. Ați ajuns la 80 și... 80. 80 de ani. Da, octogenar. Mulți înainte. Dar cum sunt... Ca și alții, trebuie să fie toți optimiști și nonagenari și să treacă de 100 de ani toți, cât mai mulți, că se poate. Bun, spuneți-ne câteva cuvinte despre această carte, Izgonirea, o carte mai specială, care aduce în atenție un episod, cum se spune, tragic din istoria noastră. Da, este una specială și... M-am tot gândit în ultimul timp dacă să o public sau să nu public articole despre pățaniile, între ghilimele, despre tragedia multor familii, multor persoane din țară, dar mai ales din zona noastră, în perioada 1940-45, atunci când a avut loc acel sau s-a Hitler și Mussolini, nu, au impus acel dictat de la Viena, prin care parte din Ardealul de Nord, nu, ca un ic, ca o pană, a ajuns în posesia Ungariei din cauza lui Horthy. Și au suferit multe familii, printre care și familia mea, chiar soția, chiar fratele ei infiertat sau mama, soacră, fratul, sobru, au fost obligați să își părăsească locul de muncă. Mama, soacră, venind în 1937, fiind repartizată de la Turnul Severin, chiar în Solaș la noi, la Dioșo de Învățătoare. Și nu știa nicio boabă, între ghilimele, ungurește. Familia la care stătea, mai știam, dar în perioada aia era chiar deosebită, fiind între 1918 și 1937, când a ajuns. Dar știau destul de mult ungurește. Dar până la urmă, întâmplându-se nenorocirea cu cedarea vremelnică Ardealului, a fost obligată să plece de la Dioșod și o ajung la Zau de Câmpie cu băiatul care era mic de un an, amândoi, mama soacră învățătoare, tata socru fiind notar la Dioșod. Acolo s-a născut și soția mea în refugiu la Zau de Câmpie. Dar de acolo au început și sarabandele astea în partea aceea de țară, de România, și aici tot de România și tot timpul va fi o parte de România, Transilvania, Ardealul de Nord în Spesa. Și au trebuit să se mute la Bereș-Bistrița, lângă Bacău. De acolo au ajuns înapoi, în Sălaj, la mai multe localități, la Săuca, la
se potrivește cu numele dumneavoastră, în jetul Satu Mare, la Halmăș, la Pericei, la Vârșolz, către cehul Silvaniei, am un lapsus acum, da, și a ajuns înapoi în Simneul Silvaniei, fiind și directoare la grădinița de copii din Simneu, iar tata socru fiind la secția financiară a raionului Simneu. Dar, între timp, datorită, că e o parte bună asta de a aduna cât mai multe date despre ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă cu atâția români și familiile lor, Gheorghe Păpurar, din Pericei, care a fost, l-am cunoscut de mult de când a venit eu în 1963 în Simneul Silvaniei. La urma urmei, dacă aș face o paranteză, dar voi face lucrul acesta, voi mai publica vreo două, trei cărți, dar una aș vrea să apară către 1 aprilie, la primăvară, atunci fac eu 80 de ani, atunci se realizează octogenarul. A fost și primar în Pericei, el. A fost după aceea în Simneu vicepreședinte din 76 până în 80, mă rog, și la mai mult. El, văzând cum am scris eu despre aproape toate domeniile de activitate cu articole, și eram și prieteni buni, el a fost și sportiv, bun sportiv, era și în echipa Periceiului la fotbal. Mă rog, și-a îndrăgit și cultura și sportul, mai marine, zice. Mă, tot ai scris de toate felurile, dar zice, uite-mă, zice, eu cunosc pe cineva, mi-a și povestit și de Butcovan, de Dumitru, știți că l-a scris. Da, deci, practic, e o colecție și o antologie de articole pe care dumneavoastră le-ați scris pe această temă. Sigur că dramele românilor nu au fost numai acestea. Au fost dramele legate de război în general, pe urmă, după 1945, au venit peste noi alte drame. Mi-aduc acum aminte de deportările în Bărăgan și multe, da. și multe alte. Cum priviți după atâția ani ce s-a întâmplat atunci? N-a fost o perioadă deloc bună pentru noi. Păi n-a fost deloc. Aflând, venind și aflând lucrurile astea, cum mă rețin familia mea și de la cei glas la care cărora le-am luat, niște interviuri, nu excelente, așa cât de cât autentice pentru a arăta ce mi s-a întâmplat, atunci am realizat eu ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă. Nu eram născut, fiind născut la 1 aprilie 1945, dar coroborând toate faptele acelora și cu ale familiei mele, de care v-am spus mai înainte, pot să spun că a fost o perioadă nu critică, jalnică pentru familie românești, nu numai românești, și evreii au suferit și romii au suferit, dar eu m-am referit la familie românești ca să-l oblige să spărășească el casa, grădina, familia, bunurile, dar să dai năvală peste biserici, năvală în sensul, folosesc cuvântul ăsta, pentru că o parte din ei sau la rădăcinile sau nu la umurii maghiarii, nu au fost năvălitori, au venit peste aceste ținuluri până în Câmpia Panonică și chiar mai încolo către Paris. Da, culmea să-și ucizi, să faci asasinate în masă de vii sau să străpungi pânte cu mamele. Dar istoria asta se cunoaște. Da, se cunoaște și atunci. Eu zic... N-am putut răbda așa ceva. Sigur că toți ați văzut, v-ați uitat prin ea, toți au acceptat până la urmă
soarta asta, că au fost o soartă nebinevenită peste românii din Ardeal, dar fiecare a declarat acolo că până la urma urmei nu condamnă faptele celor de pe aceste meleaguri, ci faptele impuse de Hitler, de Mussolini și mai ales de armata Honved al lui Miklos. Și ei spun că se împacă bine cu maghiarii. Sunt, și dumneavoastră știți și toți știu, cum sunt familii mixte, să înțeleg nemaipomenit. Dar de ce am ținut să introduc în carte și ceea ce s-a întâmplat la Trăznea, 9 septembrie 40, și la IP, în 14 septembrie 40, în sensul că, mai ales la IP, Alexandru Veig, fiind subprefect, fiind la activitatea aceea prezent, dar și Marcus Laszlo, primarul comunei IP, au recunoscut aceste fapte, le-au condamnat, sunt declarațiile lor de tot, neinventate de mine nimic acolo. Și atunci am zis, hai să dau în vileac sau să arătăm tuturor, indiferent de naționalitatea lor, care trăiesc pe pământul ăsta, România, dar nu numai aici. Ele se pot afla și în străinătate, pentru că rudele sunt și peste graniță, și de o parte, și de alta. Și am vrut să scot în evidență faptul ăsta că s-a recunoscut. Dar nu numai ei. Eu zic că faptele sunt cunoscute, istoria este cunoscută, este un demers al noastră publicistic, un demers legat mai ales de familia dumneavoastră, sau în primul rând de familia dumneavoastră. Lumea s-a schimbat. Acum, la câțiva kilometri de noi, e un alt război. Și, Doamne ferește, să nu vină peste noi și alte nebunii. Alte și alte nebunii. Aia, eu n-am lăsat, nici nu m-am provocat pe dumneavoastră sau pe cineva sau pe istorie sau pe chiar, să zic, pe domnul Marin Pop, sau chiar eu, ca un epilog la sfârșit, ca o concluzie, nu. Am lăsat asta, cum se spune, nu-i cuvântul potrivit sau cuvintele potrivit, în coadă de pește. Fiecare cititor, și vorba de asta, toți știu, dar citindu-le, e vorba aceea că cei care le cunosc și le aduc aminte, cei care nu le cunosc, le vor cunoaște și pune în balanță. A fost bine sau nu a fost bine. Referindu-mă, am făcut paranteză, am revenit spunând, întărindu-vă ce ziceți cu războiul aproape și mireu mijlociu și aici. Și niciodată nu știi, și tot proverbul ăla, de unde sare iepurile, dar în sens negativ. Și Doamne ferește cu atâta, cum să spun eu, ocolișuri în rele, atâtea căi, cărări șerpuitoare și în politica chiar românească și chiar a statelor vecine. Conducătorii, vedeți cum ajung la putere și prin partidele lor extremiste și prin atitudinea lor extremistă, dar și cu ajutorul altora sunt influențați, ceea ce nu e bine. Și n-am lăsat, nu m-am complicat cu concluzia mea de la sfârșit de carte. Am făcut argumentul ăla la început, ca să-și dea seama de unde a început și vorba dumneavoastră, totul plecând de la familia mea. Și am zis, hai să nu fie numai aia, pentru că s-au întâmplat aceste lucruri la multe persoane, la multe familii. La ce proiecte lucrați? Acum sunt la o carte de divertisment cu careuri, cu vorbe de duh și cu mai mult, dar v-am spus la cea care se referă la viața mea, am gândit să-i spun și poate așa rămâne. Dincolo de Carpați, jumătatea mea sau e mai puțină de acolo și asta de aici unde Sălajul și Mreu m-a
adoptat în 1963 și dincolo de Carpați, în paranteză, să voi zice, la 80 de ani, pentru că atunci, la 1 aprilie, se vor face 80 de ani. Alta mai am în lucru bisericile din Simleu Silvaniei cu titlul Dincolo de orice taină, da? Ele am duse la actualitate. Și cu cine a fost acolo preot, protopop, sunt ceilalți, și cu corul respectiv, cu nume și prenume, dar până în zilele noastre, deci ele sunt și actuale. Alta care e complicată, e mare de tot, m-am tot spus eu și are și vreo 766 de pagini și cu poze multe în cartea mea despre sportul Simeon. Dar e complicat și să adusă la zi, știți dumneavoastră, de pe vremuri, de perioada interbelică, până acum cu activitatea sportivă din Simeon, care e destul de important. Acolo a fost prima echipă în sportul sălăjan, Silvania, care a și câștigat cu Palma Camica, sau multe lucruri, sau primul participant la Olimpiadă formativ, fotbalistul, în 1952 la Helsinki. Și multe lucruri sunt, da, trebuie susținute și cu poze, și cu interviuri, și cu clasamente, și cu arbitri, și cu organizatori, și cu dumneavoastră care ați ajutat mult în publicare, că și la pe vremuri, la Năzuința, la noi, sau la sportul, și după aia la nivel de țară, sau Tribuna Învățământului, dar și din coace la magazin Sălăzean, unde sunteți și redactor, ați publicat din articolele mele, care adunate, vor face această carte, care e de destul de grea. Și aș vrea să adun, după aceea, dacă tot m-ați provocat, și toate lansările de carte, și cumva dumneavoastră și alții, care ele sunt multe, și să scot în evidență protagoniștii, adică scriitorii, autorii respectivi, dar și redacțiile, dar și pe ceilalți care, vedeți, au la Facebook sau și la ziare, la rubricile respective, s-au exprimat părerea. Și atunci, să scot în evidență, ar fi cel mai bine fapta, vorba bună față de autor, față de redacție, dar și celelalte care sunt deplasate în sensul că nu cunosc realitatea respectivă pe care o tratează articolul respectiv sau cartea respectivă. Sau inventează, sau că nu toți suntem la fel. Asta e. Dar aveți de lucru din câte... Am, din sigur, câte, da. Din câte văd, vă doresc succes. Dacă la finalul dialogului nostru mai aveți de spus ceva, de adăugat? Păi, eu cum tot fac paranteze și vorbesc mult, ar fi multe de spus. Apropo de dumneavoastră, eu v-am mulțumit de atâtea ori și vă mulțumesc mult de tot, în sensul că de la dumneavoastră, dar și de la alții, și de la domnul Mureșan, și de la domnul Marin Pop, și de la ceilalți cu activitatea de cultură, cu activitatea de artă, cu activitatea scriitoricească, gazetărească, de publicistică, și de la dumneavoastră, și cum vine vorba, am furat de la dumneavoastră și exprimările, și apropourile despre activitatea respectivă, și mă voi folosi de ele în continuare. Și spunând, e foarte greu să mulțumești pe toți într-o carte cu articole respective, indiferent de natura lor, pentru că vorba lui Ioan Gură de Aur, astăzi e și ziua lui Ioan Gură de Aur, ierarhul, spunea că niciodată nu poți amesteca focul cu apa, dar niciodată nu poți amesteca bunătatea, omenia, cu asasinarea, cu multe lucruri din astea, sau cu vrajba, cu multe lucruri care în orice
articol, în orice carte, în orice volum, tratând viața, te întâlnești cu asemenea fapte. Și e destul de, de greu de pus în pagină și când le pui în pagină trebuie să te gândești la cititorii tăi. Cum vor aprecia demersul ăsta scriitoricesc, publicistic și așa mai departe. Și de-aia v-am mulțumit și vă voi mulțumi mereu și dumneavoastră și altora. Mulțumim, domnule Ștefan, pentru prezența la o nouă ediție a dialogurilor Caiete Silvane Online. Vă mulțumim și vouă pentru atenție. La revedere! Mulțumim! Sănătate multă tuturor!